să știți că vreau să vă arăt astăzi în premieră niște lucruri. Sunt în premieră pentru mine și m-au bucurat nespus. De ce? Pentru că pe acest dur om pe care îl vedeți mereu în acțiune, mereu aproape, mereu cu poliția pe urmele lui, mereu cu investigatorii, cu criminalii, cu făptașii, pe la porțile oamenilor care anchetează, se duce, întreabă, face analize, ipoteze. Și înjurături pe la porțile. Și ia că asta e riscul meseriei. Domnilor și domnilor, dincolo de toate astea, Sorin Ovidiu Bălan este un suflet extrem de sensibil. Extrem. E ca o mimoză, știi, florile alea de la tine și se închid. Da, ar veni. Este așa de sensibil. Este un suflet sensibil într-un munte de om, parcă. El cântă frumos, iubește femeia, știe să danseze și așa mi-ar fi plăcut să-l văd dansând un jive, un quick step. Ce știi să dansezi cel mai bine? Ei, cel mai bine dansam eu când bams. Ce e ăla? Nu erați voi născuți. Ce era ăla, bam? Nu erați voi născuți. Dar erau, cum? Și pași. Era un dans la modă în discotecile când eram eu student. Nu cred. Extrem de sexy dansul ăla. Și cum era ea? Arată-ne și nouă. Nu ne poți face nu câteva pot mișcări? Să, nu. Dacă căutăm noi acum melodia nu, pe YouTube. Nu, că trebuie și o parteneră. Păi vin eu dansul ăla, ultima dansă, mi-arăți? Nu. Ai, mă, Sorine, că eu... Eu te asta, te umb asta, te alea, te ridic și tu bang, zici că nu, nu poți. Nu, ne trebuie o melodie, dar... Păi o căutăm, nu e o problemă. S-o caută, da. Hai că o căutăm, dar până o căutăm noi, de bams, eu zic să ne cânți, pentru că poate lumea nu știe ce talent muzical ai. Păi așa pe uscat. Ia de aici un pahar de... Ia nu, de aici, că împărțim împreună. Nu. Hai că e șampanie pentru copii, dar ne da, îmbătăm bine. Cu apă rece. Haide. Mi-ai oferit-o un pic cam târziu. Da. Nu, dar ia cu vreo 50 de ani. Ia cu ridiche. Fii atent, Sorine. Vreau ca lumea să vadă ce frumos cânți și eu cred că foarte bine te caracterizează versurile, în sensul că pare așa a fi un hoinar, un boem etern, dar, repet, ești un om extrem de sensibil și de iubitor. Sunteți pregătiți să-l vedeți pe Sorin Ovidiu Bălan în sfântă zi de Paște cântând? E, hai să înceapă muzica! Facem autobiografia. La cârciuma din cartier, unde se cântă și se bea, vreau astă seară să plătesc cu amintiri din viața mea. Am mai făcut câte o beție, am mai iubit niște femei și m-am vândut la galerie pentru un bilet de câțiva lei. Sunt vagabondul vieții mele, ca într-un film cu Raj Kapoor, măturător de praf de stele și cu surgiu fără cusur. Iar când ador spre dimineață, îmi reproșez de la început că n-am luat totul de la viață și nu i-am dat cât aș fi vrut. Am fost și prinț și cerșător, un trădător, un om cinstit, însă cu viața de ziarist și de actor eu niciodată n-am glumit. Am mai ieșit de-o nerozie, am fost bogat, am fost falit și în toată lumea mele, ca într-un film cu Raj Kapoor, bătrător de praf de stele.
reproșez de la început, că n-am luat totul de la mine. Carieră. Când un pic nu vă mai merge cu presa, dați un semn că se găsesc locuri de muncă, să vedeți câte sunt pentru așa oameni talentați. Presa o să meargă întotdeauna. Ce-ai spus? Un stat fără presă e o anarhie, o comunism, nu există. Presa va merge întotdeauna. Da, și fără artă, să știi. Absolut. Mamă, dacă le îmbin pe cele două, iese Sorin Ovidiu Bălan. Aplauze.